Mă bucur că suntem din nou împreună. Apropo, vreau să vă zic ceva, că știți că înainte de a vă citi textul, totdeauna eu așa să obișnui să vă spun ceva. Într-o seară, în vara asta, eram în Boston. Și ați auzit că este una dintre marile universități ale lumii, dacă nu cea mai mare, Harvard. Și pe un spital de la Harvard scria în limba engleză, noi medicii ne dăm toată străduința să facem research, adică să facem cercetări, pentru a cerceta creierul, pentru ca trupurile dumneavoastră să fie sănătoase și spun unui prieten de-al meu negru care era cu mine, îi spun, Olfi, medicii își dau toată silința să facă research pentru a ține trupurile sănătoase, dar pastorii își dau toată silința ca să facă research ca să țină sufletele sănătoase. Și-am zis, mă, medicii fac trupurile astea sănătoase și fier, dar ele tot într-o zi vor putrezi, dar sufletele sunt veșnice. De aceea, suntem în seara aceasta aici și Dumnezeu vrea să facă un research sufletelor noastre pentru că vrem să avem suflete sănătoase, întărite, pentru că sufletele sunt veșnice. Și mă bucur că ați ales să fiți în biserică, pentru că aici, în biserică, Dumnezeu este cel care uh, modelează caracterele acestea. Pentru că sunteți în picioare, aș vrea să vă citesc din uh, părați, din capitolul 22, o să vă citesc niște versete pe sărite. O să citiți dumneavoastră acasă pentru că textul este lung și predicatorilor nu le este recomandat să citească texte lungi. Spune întâi împărați versetul 22 cu 1. Au stat trei ani liniștiți, fără să fie război între Siria și Israel. În anul al treilea, Iosafat, împăratul lui Iuda, s-a coborât la împăratul lui Israel. Împăratul lui Israel a zis slujitorilor săi, știți că ramodin din Gad este al nostru? Și noi stăm fără grijă în loc să luăm înapoi din mâinile împăratului Samarei? Și a zis lui Iosafat, vrei să vii cu mine să luptăm împotriva ramotului din Galad? Iosafat a răspuns împăratului lui Israel, eu voi fi cu tine poporul meu ca poporul tău, ca ei mei, ca ai tăi. Apoi Iosafat a zis împăratului lui Israel, întreabă acum te rog cuvântul Domnului. Versetul 18, împăratul lui Israel a zis lui Iosafat, nu ți-am zis că el nu prorocește nimic bun despre mine, ci prorocește numai rău? Și mica a zis, ascultă dar cuvântul Domnului. Am văzut Domnul stând pe scaunul lui de domnie și toată oștirea cerurilor stând la, lângă el, la dreapta și la stânga lui. Și Domnul a zis, cine va amăgi pe Ahab ca să se suie la ramot? din Galad și să piară acolo. Și au răspuns unul într-un fel și altul într-altul. Și un duh a venit și s-a înfățișat înaintea Domnului și a zis, eu îl voi amăgi. Domnul i-a zis, cum? Voi ieși, a răspuns el, și voi fi un duc de minciună în gura tuturor prorocilor lui. Domnul a zis, îl vei amăgi și îți vei atinge tinta fără să Ies și fă așa. Și acum, iată că Domnul a pus un duc de minciun în gura tuturor prorocilor tăi care sunt de față. Dar Domnul a hotărât lucruri rele împotriva ta. Atunci Zedechia fiului Chenana, apropiindu-se, a lovit pe Mica peste obraz și a zis, pe unde e și Duhul Domnului din mine ca să-ți vorbească? Mica a răspuns, vei vedea în ziua când vei umbla din odaie în odaie ca să te ascunzi. Amin. Haideți să ocupăm locurile și Textul este mai lung, dar am vrut să vă reamintesc puțin această întâmplare biblică din care Dumnezeu vrea în seara asta să ne modeleze din nou sufletele. Există, există în mitologia greacă o istorioară despre Icar și Dedalus. Și Dedalus a fost un, un sculptor extraordinar, dar asta s-a pus undeva la trântă, să zicem, cu zeii. Și împreună cu fiul său, cu Icar, au fost exilați pe o insulă. Și stând acolo pe insulă, i-au încercat planuri ca să evadeze, să evadeze din mână zeilor. Și la un moment dat de Dalus s-a făcut niște aripi și a spus o să zburăm. Ne urcăm aici pe un munte înalt, o să zburăm cu toții. Și i-a dat aripi și fiului lui său Icar. Și i-a spus, fii atent, aripile astea, zice, sunt lipite cu ceară. Dacă te ridici prea sus, dacă te înalți prea sus și te apropii de soare, ți se vor tăpi aripile și o să cazi și o să te prăbușești de stânci sau o să te înneci în mare. Și uh, s-au urcat pe muntele acelea și au început să zboare. Și în momentul în care Icar a văzut că poate să zboare, orbit, să zicem, de mândria aceasta de a ajunge undeva pe înălțimi uh, nebănuite, -ne sfidează sfaturile tatălui său. Și în loc să, să meargă într-o linie dreaptă, să nu treacă o limită, el se apropie de soare. Și când se apropie de soare, îi se tupesc aripile, cade și moare. Povestea aceasta din filozofia pe care au avut grecii, o vedem și astăzi, pentru că, vedeți dumneavoastră, și astăzi sunt oameni care trec anumite limite, pentru că există, nu știu, o ambiție de-asta excesivă de a trece de, de, de... există o lipsă de echilibru de a trece de dincolo de ceea ce este punct în legile astea ale naturii. Sunt niște legi ale naturii pe care oamenii nu pot să le încalce. Există o lege a gravitației. Există o lege care nu-ți permite să mergi pe apă. Nimeni nu poate să meargă pe apă. Există o lege care nimeni, niciun, nici om, nici o femeie, deci niciun om nu poate să zboară. Nimeni nu zice, eu mă arunc acum de pe turnul Eiffel și nu, nu să pățesc nimic, o să mor. Există niște, niște limite și noi dacă le desconsiderăm limitele acestea care sunt ale naturii, putem ca să pierim. Dar așa cum există în natură niște limite despre care nu putem trece și nu pot să fie sfidate, tot astfel există și niște legi morale pe care oamenii n-au cum să treacă dincolo de ele. Și dacă Dumnezeu a spus, mă, tu să nu furi, atunci să nu furi. De ce? Pentru că asta se numește fără de lege și e păcat și într-o zi pentru ea vei fi pedepsit. Dacă Dumnezeu a spus să nu prea curvești, dacă Dumnezeu a spus să nu divorțezi, dacă Dumnezeu a spus să nu știu ce să nu faci, Dumnezeu spune nu trebuie să sfidezi legile astea pentru că ele. Legile acestea pe care ți le-am dat eu, oricine le încalcă, înseamnă păcat și păcatul este fără de lege și fără de lege sună împotriva lui Dumnezeu. Și oricine face fără de lege, într-o zi va suporta consecințele legii. Consecințele pot să fie imediate, consecințele astea pot să fie în timp, sau consecințele pot să fie veșnice. Că sunt persoane care fumează ca niște locomotive și fac cancer la plămâni. Și după aceea stau numai cu perfuzii. Că sunt alții, ca să spun, da, nici am văzut zilele astea și m-am amuzat foarte tare. Cred că Dodo știe asta. Arăta așa, la 2 ani. Nu, la un an umblă cu biberonul, la vreo patru ani umblă cu sticla de suc, la 10 ani bea cola, la 18 ani bea bere, la 20-30 la de ani bea whisky, la vreo 40 de ani pălincă și la 50 de ani are perfuzii. Pentru că dacă oamenii se tot joacă, Asta vi-am spus-o ca o glumă. Dacă oamenii și dacă ne tot jucăm cu legile astea care sunt morale sau cu legile naturii, într-o zi o să plătim. Și putem să plătim aici, acum, putem să plătim, să zicem, mai târziu în viață, că mulți plătesc la bătrânețe, că uitați-vă că prin bătrânețe, în loc să stăm liniștiți, majoritatea stăm numai în spitale cu perfuzii și luăm boabe de grumaz sau de cap sau de nu știu ce. Și după aceea se poate plăti și veșnic. Uitați-vă la Lazar și la Bogatul. A plătit veșnic ceea ce n-a făcut în viață. Ei bine, eu v-am citit textul acesta din 1 Împărați 22 și vrem să reflectăm asupra lui. Aici, în Întâi Împărați, în capitolele acestea, ne vorbește despre un părat care se numea Haz. Ahab, iertați-mă, Ahab era soțul Izabelei și arătul de ea a format cel mai satanic cuplu pe care l-a avut Israelul la împărăție. Au fost cei mai răi oameni pe care i-a avut Israelul, au, fost, au făcut cel mai mare rău Israelului și prin urmare cel mai mare rău lui Dumnezeu. Oamenii ăștia l-au prigonit pe Ilie, n-au vrut nici să audă de nicio prorocie. A trebuit la un moment dat împăratul Ozia să-i ascundă vreo mii de proroci, să-i ascundă pe nu știu pe unde. A introdus idolii în țară, a dat la o parte tot ce a fost dumnezeesc și a impus oamenilor și, nu știu, i-a îndemnat pe oameni ca să se închină idolilor și nu lui Iahve, nu, nu lui, Cel, nu Sfântului lui Israel. Oamenii ăștia l-au omorât la un moment dat pe Nabot și nu numai că l-au omorât pe Nabot să iau o vie, i-au omorât și copilul lui Nabot, că dacă copilul lui Nabot trăiau, erau moștenitorii viei. Și atunci crima a fost și mai mare. Și oamenii ăștia extraordinar de răi, care făceau rele după rele, rele după rele, da, ei putea, puteau să creadă la un moment dat că urechea lui Dumnezeu nu aude. Și scrie un psalm acolo, mi-am notat aici, 94 cu 9, cel ce a sădit urechea să n -audă. Oare cel ce a sădit ochiul să nu vadă? Adică Dumnezeu, Dumnezeu să nu vină vremea în care Dumnezeu o să tragă linie și vă spun, când Dumnezeu a tras linie, înseamnă judecată. Și noi n-am vrea ca Dumnezeu să tragă linie cu cineva. Pentru că Dumnezeu a făcut odată o judecată la Golgota și e suficient că a fost aceea ca noi să putem să fim mântuiți. Dar există o vreme când oamenii trebuie să deconteze totul. Și știți, Dumnezeu nu a tras linie imediat când Ahab a făcut împeniile astea. L-a lăsat ani de zile și m-am gândit, Doamne, dar de ce nu l-ai călcat pe Ahab în picioare în momentul când a făcut atâtea rele poporului? Și Dumnezeu știți ce mi-a spus? Pentru că eu am răbdare și nu sunt ca voi, eu nu intru rapid la judecată. Eu E o răbdare ca omul să pochească. I-a dat ani de zile lui Ahab să se pochească, dar iată că a venit o zi în care Dumnezeu a intrat cu el la judecat. Că a venit o zi după 400 de ani în care Dumnezeu a spus, Faraon, eu mă trag de guler cu tine și să-ți arăt cine sunt eu și să-ți arăt toți zeii care ei tu în, în, la care te închini în Egipt, că nu poate niciunul să stea împotriva mea. Că a venit după 400 de ani de tăcere, a venit Dumnezeu în Iisus Hristos. Dumnezeu ne răspunde, uneori poate noi nu avem răbdare, dar Domnul răspunde. Și spune că a fost trei ani de pace, și după ce a fost trei ani de pace, dintr-o dată a venit un război. Și când vine război, asta înseamnă judecata lui Dumnezeu. Apropo, când ți-ai pierdut liniștea și pacea, înseamnă că ceva s-a întâmplat. Că spune, psa, a, a, motoul preferat al soției mele este psalmul 4 cu 8. Eu mă culc și ador în pace, că numai tu, Doamne, îmi dai liniște în odăița mea, în patul meu, în casa mea. Nevastă mea este, eu dacă aș fi ca nevastă mea, nu știu, mă ar alege ăștia în congresul american, poate. Deci este extraordinar de pozitivă femeia asta și extraordinar de, nu știu, eu sunt mai pesimist, așa, e, nu e, este foarte optimistă și a spus, da, Dumnezeu are toate lucrurile în control. Și vedeți dumneavoastră că, să nu mă depărtez de aici, Biblia spune, a venit, la un moment dat a venit război. Ei bine, când vine războiul, aha, bomul ăsta rău, se duce, știți la cine? La Cuscresu. Și spune, hai să particip cu mine, dar hai să facem ceva. Cu scrăsul era Iosafat. Biblia vine și spune despre Iosafat că a fost un împărat bun. A fost un împărat, spune cuvântul lui Dumnezeu, 2 Cronici cu 17 cu 3, Domnul a fost cu Iosafat pentru că a umblat în căile din tâi ale lui David și n-a căutat pe Baali. Și pentru asta Dumnezeu, Biblia spune, l-a răsplătit cu avere. Pentru că a fost un om care a umblat, fiți atenți, în căile din tâi ale lui David. Că David a avut și niște căi mai la urmă care n-au mai plăcut. Dar deci zice, l-a răsplătit cu bogăție, asta spune Biblia. Și totuși, omul ăsta curajos, omul ăsta a făcut două greșeli fundamentale. Una dintre greșeli a fost că n-a dărâmat toți idolii de pe înălțim. Dar hai să lăsăm aia. Și a doua greșeală, știți care a fost? A fost că și-a căsătorit fica... Spune în 2 Cronici 18, și-a căsătorit fica cu, am cuscrit-o cu, 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 Ahab. Deci a căsătorit fica cu, cu, băiatul unui idolatru. Acum, iubiților, este drept, poate că a fost o strategie politică, dar întrebarea noastră este, dar a fost sfântă? Dar a fost, dacă Dumnezeu a interzis în Israel ca să-ți fetele, să zicem, cu idolatrii, da? adică de ce să treci peste ele, de, -a de ce să, să, să treci limita asta? Și iată că într-o zi, datorită acestei incuscriri căsătorii, vine Ahab la el și îi spune, zice, hai cu mine la luptă, hai să ne recuperăm ramotul din Galad pentru că este al nostru. Și spune, știi ce voi să să vezi ce câștiguri mari o să avem. Și este interesant că Iosafat, omul ăla echilibrat, omul ăla echilibrat vine și îi spune, zice, da, eu voi fi ca tine, poporul meu va fi ca poporul tău, ca ei mei, ca ai tăi, da, o să merg cu tine la luptă. Și este o... mă gândeam, doamne, ce diferență uriașă între el și Zorobabel. Că Zorobabel când construiește pe vremea lui Ezra și a lui Nemia, când, pe vremea lui Nemia, când construiește zidul, vin oamenii ăia păgâni și îi spune, vrem să construim și noi cu tine. Și el le spune, nu, noi vom construi singuri zidurile Dumnezeului nostru. Pentru că noi nu putem să construim împreună cu lumea, nu putem să construim împreună cu idolatrii, pentru că biserica ce construiește, construiește ea singură. Amin? Noi nu construim cu statul, cu guvernul, acolo să fie toți politicienii, nu ne-a căutat deloc, n-a făcut nimic pentru noi, toți vin grămadă, acum toți nu știu ce, inclusiv și de ai noștri, toți vin, gata, ne caută, facem, dregem. Nu, biserica are drumul ei spre ceruri. Și drumul ei alături de Domnul Isus Hristos. Și acum a, intrat, să zicem, în compromisul ăsta. Și mă gândeam așa, mă, cum să fii prieten cu Ahab, care este idolatru, tu care ești din biserică, tu care ești un om dedicat lui Dumnezeu. Nu știi că vrăjmășie, ăsta, prietenia cu lumea, este, este Dumnezeu să ne ferească să intrăm în astfel de compromisuri. Și aș dori ca să vedem câteva chestii pe care le-au făcut împărații ăștia doi, care sunt valabile, nu care sunt valabile, care sunt învățături de minte pentru noi și astăzi. Și primul lucru pe care îl învățăm cu toții în seara aceasta este să nu pui virgulă acolo unde Dumnezeu a pus punct. Amin? Nu pune virgulă dacă Dumnezeu a pus punct. Pentru că Iosafat, Iosafat a, a pus la un moment dat virgula un Dumnezeu a pus punct. Iosafat, tu știi de ce Dumnezeu a nimicit Canaanul și cele șapte seminții de acolo? Pentru că a fost idolatrimă. Și Dumnezeu a spus, Co, toți idolii ăștia de aici, din Canaan, va fi țara mea sfântă. Și vine la un moment dat Ahab și aduce idolii înapoi. Și tu știi foarte bine că în Canaan nu are voie să fie idoli. Și tu ce faci acum? Eu am spus că sunt întorziți idolii și tu pui virgulă pentru că este rudă cu tine? Măi, Iosafat, îi spune, vine Dumnezeu și îi spune, tu știi că scrie în Levetic 18 cu 9 acolo, o mulțime de reguli pe care trebuie să le păstreze poporul meu. Și printre regulile alea era să nu-ți căsătorești fica cu un, cu un, cu un cine, cu cineva, să zicem, din țara aceea, dintre păgâni, să nu ți-l căsătorești. Și tu ce ai făcut? Tu ai spus, a, nu este asta o problemă, nu e o problemă dacă s-a căsătorit cu nu știu cine și tu, în loc să fie punct, ai pus o virgulă. Tu știi că Dumnezeu a spus punct în chestiile astea. Eu tu nu ai voie să pui virgule? Eu tu nu te gândești că înainte de tine a fost la un moment dat Solomon. Și Solomon a știut foarte bine că nu trebuie să se căsătorească cu femei străine. Și pentru că s-a căsătorit cu o femeie străine și n-a avut o nevastă, ăsta a fost nebun de cap Solomon, o mie de neveste a avut. Spune Biblia așa sau nu spune? Dar ce-o fi făcut, Doamne, cu o mie? Da? Pentru că inima, poftele din el l-a împins, l-a împins la toate astea. Și zice, l-au zăpăcit de cap pe cel mai înțelept om din lume, care în, când Dumnezeu i-a spus să pună punct, el a pus virgulă. Și a spus, la zăpăcit de cap și la bătrânețe Solomon, ar stămâie. Dar știm că Dumnezeu l-a iertat, că îl vedem în, galo în galeria de sfinți. Că probabil la un moment dat s-a pocăit. Și sigur s-a pocăit. Vine și spune Iosafat, tu nu știi despre David? Despre David, zice David ăla care a scris psalm, care a fost prieten după inima mea. David, cel mai mare împărat pe care l a avut evrei. David a avut cei trei de nu. În Deuteronom 17, când era vorba de împărați, erau cei trei de nu și spune un împărat să n prea mulți cai, să n multe neveste și să n mult aur. Că spune împăratul dacă are prea mulți cai, caii erau tancuri, el nu se mai bazează în lupte pe mine Dumnezeu și o bazează pe armele lui, el la gândește ca Putin. Dacă are foarte multe neveste, nu numai că nu o să fie fidel, o să l împinge nevestele, o să l împingă spre idolatrie. Iar dacă are mulți cai, dacă are mult aur, atunci o să spună nădejdea am bani, nu nădejdea în Dumnezeu. Nu că Dumnezeu nu vrea ca noi să avem bani, dar zice să vă puneți nădejdea în mine. Că Biblia, exact la jumătate, la jumătatea Bibliei, Psalmul 118 cu 8, la jumătate spune așa, să-ți pui nădejdea în Domnul și nu în oameni da? Sau nu, mă de de nu scrie acolo și nu în avuții. Da, deci numai în Domnul ne punem nădejdea. Și acum, vedeți dumneavoastră, David, David și ce a spus David? A zis, oh, eu eu nu am o problemă cu aurul, poate să fie pe stradă, pe mine nu mă interesează aurul, eu nu, eu nu vreau să fiu businessman și nu mă interesează să construiesc turnuri înalte. Zice, deci, pe mine nu -mi prea mă interesează nici cai așa, nu mi-ar place să am nu știu ce herghelii de cai. Da, dar Solomon a avut cai de avea și gheaburi de aur la ei, da? Dar zice la un moment dat, zice, da, 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 zice, știi ceva? Da, zice, inima mea bate după femei. Și David a avut mai multe neveste. Și David a spus la un moment dat, zice, da, Dumnezeu mi-a cerut că sunt împărat și a spus punct, să n-am multe neveste. Dar zice, lasă că nu, nu mi se întâmplă mie asta. Se întâmplă la alții împărați. Și la un moment dat a căzut. Și David, omul la de sus, puternic al lui Dumnezeu, a căzut că într-o zi a pus virgulă de dumne unde Dumnezeu pusese punct. Să nu puneți niciodată virgulă unde Dumnezeu a pus punct. Că știți, știți ce mi-e teamă în ultima vreme că am văzut lucrul ăsta? Mi-e teamă că în 2024 am văzut în România, am văzut în Europa, am văzut în America o mulțime de biserici și o mulțime de oameni care în loc de punct au pus virgulă și au spus noi mergem mai departe că suntem în 2024. Nu e nicio problemă dacă în Biblie spune așa, suntem alte vremuri, Papa de la Roma vrea să schimbe Biblia, o mulțime de oameni vor să schimbe în Biblie, nu știu ce reguli, dar trecem peste ele și a pus virgulă unde a pus Dumnezeu punct. Și știți ce se întâmplă? Când punem virgulă unde Dumnezeu pune punct, rămânem corigenți, corigenți la cele sfinte. După aceea repetenți, după aceea pierdem, da? Vin oamenii și stau de vorbă cu oameni și spun, nu e bine, vine cineva și îmi spune, dar ce mă? E păcat dacă beau un pahar de vin, dar demonstrează mie cu Biblia unde îmi cere asta. Vine cineva și îmi spune, la ce e păcat dacă m-am... E vreo problemă dacă m-am rujat și nu știu ce chestii am făcut? Dar ce este vreo problemă? Îmi zice unul, la ce frate e vreo problemă că am televizor? Păi mă la televizor numai la știri. Nu, asta să îi spună cu Ivrel, dar nu nouă. Dar ce este, nu știu ce și... Dar ce este rău? Este rău să merg la o petrecere a rudelor mele? Sunt rudele mele, ce dacă e nu știu ce fel de petrecere? Și spun, mai: eu nu vreau să vă dau răspuns la astea. De ce te faci când te duci la petrecerea și asculți manele? în jurături. O votropăială acolo de nu știu ce să mă. Și atâtea chestii. Cum, cum te comporți acolo? Și mă gândesc la chestia asta. Dacă e, nu știu, te duci la un, o, niște rude care au nu știu ce mare parte și chef, cu bubuială de boxe. Și răpirea. Și răpirea. Deci pe Doamne, ia-mă și pe mine dintre boxe de aici și dintre gătarele de mici. Nu știu. Nu vreau să spun mai departe. Și ce spune? Zice, muzica este inofensivă. Sigur e inofensivă. Dacă ai ști mama câtă bătaia a luat de la tata când cânta eu în Dolănescu, nu știu ce cântări, m-am născut între Carpați. Și el era beat și dă bătaie după aia. Te-ai născut între Carpați, na. Hai să-ți arăt eu cum e între Carpați. Da? Da, rocării, ați văzut, muzica e inofensivă. Păi când roia cu lanțuri, sparg, dărâmă. Nu, muzica este chiar foarte ofensivă, de-aia uneori să urcă tempoul. Când urcă tempoul la 120 de decibel, deja capul aproape nu-ți mai lucrează. Și oamenii știți ce spun? Nu ai nicio problemă, deci nu-i punem o virgulă aici. Nu încerca, apropo, măi fac. nu încerca să te înjuci la un juc cu cel nepotrivit. Spune cuvântul lui Dumnezeu, nu eu spun, nu te înjuga la un juc cu cel nepotrivit. Nu -i, și nu-i vorba numai de căsătorie, este vorba de oriunde. Dar de ce? Păi zice, n-ai cum, tu ești creștin și el este necreștin și el o să te tragă în altă parte. Nu te căsători cu cineva care nu-l cunoaște pe Dumnezeu și care nu are nașterea din nou. Că Biblia spune acolo așa, căsătoria este numai în Domnul. Domnul. Dar zice, de ce? Pentru că s-ar putea să ai consecințe, mă. Și Dumnezeu zice, eu nu vreau ca tu să fii creștin și să ai o viață amară, Oameni buni, vă spun sincer, biserica a cam negociat cu lumea și nu numai că a negociat, a început să, cu, să, să, să contopească cu lumea, să, să ia lucruri de la lume. Spunea tot țări la un moment dat, a zis, astăzi atât de mult s-a diluat credința, încât nu mai este nici medicament pentru vindecare și nici o travă să omoare pe nimeni. Doamne ajută-ne să nu punem punct... Să nu punem virgule, iertați-mă unde Dumnezeu a pus punct. Spune în 1 Corinteni, că tot vorbim de asta. 1 Corinteni 15 cu 33, tovărășiile care tovărășii? Rele strică ce? Obiceiurile bune, zice, dacă suntem împreună cu ei. Și priviți puțin la Lot. Lot, care a avut o tovărășie bună cu cine? Cu Avram. La un moment dat se duce în Sodoma. Și când se duce în Sodoma, oamenii ăia, știți cum erau acolo, că parcă era de ăștia de acum, de ăștia cu drapeluri colorate. Și oamenii ăia de acolo, când ajunge Lot acolo în Sodoma, el n-a mai, intrat, -a mai înaintat niciun milimetru duhovnicește nu numai că n-a mai înaintat în sfințenie, dar Lot începe să fie tras în jos, începe să fie tras în jos și el când intră în Sodoma este bogat și când iese din Sodoma, iese cu buzunarele goale și decât cu fetele și nevastea i-a mai murit și pe drum. Pentru că asta se întâmplă când ne întovărășim cu ei. Spune cuvântul lui Dumnezeu, Pavel undeva, dar nu mai știu eu acum, să nu vă întovărășiți deloc cu ei, da? Spune la un moment dat acolo să nu luați parte deloc la faptele întunericului. Nu aveți ce să căutați acolo. Și dacă Dumnezeu spune nu lua fapt, a, a parte la faptele întunericului, Punct. Noi punem virgulă, spunem, mamă, eu mă duc la banchet acum în clasa 12. Ei, mă duc în Bulgaria. Mă duc nu știu pe unde. Mamă, nu se întâmplă nimic. Eu am acum elevi în clasa 12, am o ședință cu părinții săptămâna asta și le-am spus, eu nu merg la banchet cu ei, că eu n-am chef să mă duc la banchet cu copiii dumneavoastră și vreo fată să culce cu un băiat, să am eu pe conștiință că i-am dus eu nu știu unde. Și părinții m-au înțeles toți. M-au spus, dacă vor să ducă, să duc cu cine vrea. Eu nu mă duc. Nu avem ce să căutăm în lucrurile care sunt întunecate. Nu avem ce să căutăm în lucrurile astea ale lumii. Știți de ce? Pentru că noi suntem niște vase de lut, suntem mai sensibili și în momentul în care stăm lângă ei, nu numai că ne spargem, începem să devenim ca ei. Că știți legea aceea cu merele putrede. Da? Ce ziceți dumneavoastră? Dacă într-o ladă de mere putrede ai băgat unul bun, le face vină și pe celelalte, nu? Ar trebui. Ar trebui ca un sfânt într-un cerc de nesfinți să-i sfințească pe toți. Dar din nefericire mi se pare mie că tot căutând anturaje de astea, legea asta a naturii și un măr, zice că și un măr bun, un măr stricat, iertați-mă într-o ladă le strică palea, dar să fie ladă stricat. De aceea să nu luăm parte la ele, pentru că tovărășiile astea rele ne distrug ne distrug chiar și din punct de vedere, să zicem aici, pământesc, în afaceri. Am un prieten care trebuia la un moment dat câteva sute de mii de dolari, nu știu ce s-a întâmplat cu firma lui, și găsește pe unul și îi spune, măi, investesc eu. Nu știu ce au făcut acolo și i-a luat firma lui ăsta. Și ăsta când a avut banii să-i dea înapoi, n-am vrut să-i dea firma. Doi prieteni am care au pățit așa, pentru că la un moment dat, inclusiv Abraham Lincoln a avut unul dintre cei mai buni prieteni ai lui și au făcut o afacere împreună și ăla i-a luat banii lui Abraham Lincoln fostul președinte al, al Americii, da? Asta sunt asta, asta asta oamenii. Pentru că, vedeți, noi ar trebui să stăm departe. Dar mă gândeam acum, de ce și tineri și mai oameni care mai sunt în vârstă, de ce ne plac prietenii astea, să zicem, cu lumea? Știți de ce? Pentru că de multe ori suntem ca ei. Pentru că nu are cum să-ți placă decât acolo unde ești. Mie nu are cum să-mi placă cineva care nu face parte din, nu știu ce nu-mi convine. Nu mă duc acolo. Dar nu, ceea ce ne place, de aia ne facem așa. Și acum, uitați-vă, zice, zice, cineva, frate, dar zice, ce, dacă m-am pocăit, acum trebuie să renunț la toți prietenii mei? Și spun, mă, vrei să fiu sincer cu tine? Nu te-ai pocăit. Pentru că eu când m-am pocăit, am renunțat aproape la tot. Și asta facem cu toții. Și Dumnezeu o să ne dea alți prieteni. Și știți, știți de, unde, de unde spune asta, frate Dani? Adică, uite-te puțin pe Facebook-ul tău și vezi pe Facebook-ul tău ce, ce, pocăință este postată. Știți ce au mulți pe Facebook, pe Instagram, pe TikTok? Toate lăturile astea din lume am început și noi să le șeruim. Dacă predică unul, mă, dacă spune cineva niște concepte, unul dintre ei nu știe, da? Mă, să nu, nu dă ăștia un șer mai departe, n-are cum. Dacă nu apare nu știu ce blumă, nu știu ce prostie, nu știu ce caricatură, tot se șeruiește, tot se șeruiește. Și uneori, uneori din nefericire facem și noi asta. Uneori facem chestiile astea și nu știu de ce. Și acum vreau să vă spun foarte sincer, nimeni, asta o spune Biblia, nu poate sluji la doi stăpâni. La un moment dat o doamnă se duce pe un lac și vine un barcajiu cu barca și zice, zice, vreți să vă fac o plimbare cu barca? Zice, da, mi-ar place. Cât costă mă? 2 dolari. Și zice, voi ne vă duc până pe acolo, nu știu câte minute. <laughs> și ea când se duce cu un picior pe mal, cu un barcă, tot să balansa barca, să răstoarne pe barcajiu. Și a spus, doamnă, dacă vreți să mergeți cu barca, trebuie să fiți cu ambele picioare în barcă. Asta este și viața cu Dumnezeu. Dacă vrei să fii cu Dumnezeu, trebuie să urci cu ambele picioare în barca lui Dumnezeu că ajunge că au fost oameni care au mers cu un picior în barca lui Dumnezeu și cu unul pe uscat. Că ajunge că Samson a spus Dumnezeu, punct, să nu te căsătorești cu femeile idolatre. Și ajunge că el a spus virgulă, eu pot să fac asta. Că ajunge Solomon, că v-am zis Adinaul. Că ajunge că la un moment dat Ruben și cu Gad și cu Manase au spus, nu, Dumnezeu le-a spus să intrați toți în țara aceea. Nu, 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 aici zice, sunt ierburi, noi avem animale, noi rămânem din cu de Jordan Și primii care au pierut, au pierut ei. Pentru că ei au spus, na, noi punem virgule unde Dumnezeu cere. Și hai să vă mai spun ceva. Apropo, că toată lumea dintre noi muncim și lucrăm cu alții. M-a întrebat astăzi un băiat, a zis, frate Nicu, am auzit ce ați predicat de dimineață, dar ce să faci dacă ești într-o societate, nu într-un loc de muncă, unde toți înjură, toți manele, toți... Cum să-ți păstrezi mintea curată? E o întrebare foarte grea, da? Ce să faci, să zicem acolo? Și apropo, ce facem noi la locul de muncă? Ce facem noi la locul de muncă când se strâng toți și spun bancuri și spun, spun din politică și vorbesc tot felul de prostii? Ce facem acolo? Le deschidem Biblia? Eu nu zic acum că trebuie să fim aia cu Biblia asupțioară, cu cartonașul roșu. De deci ce facem? Rămânem acolo mai departe? Ce facem când suntem puși să alegem un loc de muncă care nu este în concordanță cu Scriptura? O profesie, da? O profesie nepotrivită. Punem virgulă și spunem, a, nu e nicio problemă, nu mi se întâmplă mie. Nu e nicio problemă dacă sunt barman sau dacă vând țigări la nu știu ce chioșc, dar nu chestii la... Și la, și, la, și câte. Și ce se întâmplă? Ne alegem o meserie nepotrivită, ne ducem într-un loc nepotrivit și după aceea devenim niște oameni nepotriviți. De niște oameni nepotriviți pentru, pentru, pentru biserică. De aceea Dumnezeu să ne ajute să înțelegem. Când El pune punct, noi nu punem virgulă. Și hai să vă mai zic ceva. Eu nu sunt unul dintre predicatori care fac o teologie textilă. Eu nu fac evangelizare textilă, eu nu vorbesc despre chestii de astea. Dar tot îi aud pe câte unii pastori și este plin internetul acum. Doamne, tot vorbește de haine, tot vorbește de haine. Și am stat și mă gândit, mă, de ce au ăștia, mă? Și vreau să vreau să vă spun sincer. Știți de ce oamenii au început ca să vorbească și agresiv în, împotriva la... Adică teologia asta vestimentară, știți din ce cauză? Pentru că am început să uităm cum trebuie să ne purtăm în public. Nu mai există noțiunea asta, cum să vă spun eu dumneavoastră, nu mai există chestia asta de onoare în public. Noi nu ne putem purta în public oricum. Păi sunt o grămadă de oameni, de bărbați, de femei care umblă pe acasă. Nici nu interesează cum. Cu halate, pe tecis, nu știu cum. Nu putem să fim în public. Noi suntem în America, când m-am dus eu într-un mall în America, a venit unul, că eu nici după vaci nu m-aș fi dus așa. De, a venit unul îmbrăcat, l-am văzut în, la, la, New York, era îmbrăcat în brad de Crăciun la New York în metrou. Nu nu putem permite orice tâmpenie ne trece în cap. Că suntem în public. Și rețineți că biserica înseamnă în public. Dar știți, știți, vreți să fiu sincer cu dumneavoastră? De, Știți de ce uneori ne afișăm așa cu nu știu ce chestii, da? Pentru că noi nu ofensăm oamenii numai cu vorbe. Putem să-i ofensăm inclusiv cu vestimentația noastră. Știți de ce? Pentru că a început să ne placă fashion-ul. fashion, -ul. fashion -ul, moda, pleacă de aici. Și vreau să pun o întrebare sinceră, da? da? știți de unde atâta fashion? Pentru că îl avem aici. Și Dumnezeu a spus punct. Trebuie să fii decent. Eu nu spun mai multe lucruri, Domnul să ne ajute să fim decenți. Și Domnul să ne ajute să nu punem în virgula nicio cerință, să zicem, la, la nimic care ne place nouă. Și fiți atenți, Iosafat știa că trebuie să pună punct și el pune virgulă. Și spune, da, o să merg și eu la luptă. Dar deci, zice, vreau să spun ceva. Eu merg cu tine la luptă, dar vreau Totuși, mă, eu sunt în familie de pocăismă. Vreau să aud și eu cuvântul Domnului. Vreau să văd ce vorbește Dumnezeu în direcția aceasta. Și zice, ăsta era Iosafat, era omul a crescut în biserică, cu Biblie, cu cântări, cu rugăciuni, cu proroci, apropo. Și vin prorocii. Și vin o ceată de proroci. Și atunci Duhul Sfânt nu era ca acum la oricine. Și când vin prorocii, prorocesc. Dar niște lucruri care sunt pozitive pentru Ahab. Și o să și își dă seama, mă, împresună Dumnezeu. Vrei biblic, mă, ce fac ăștia aici. Și spunem, mai este vreun proroc? Că eu nu prea mulțumit. Eu vreau să merg la luptă cu tine, dar zice, eu, este și Biblia, trebuie să-mi vorbească și Biblia. Mai este vreun proroc? Mai este cineva? Și Ahab îi zice, mă, mai e unul. Mai e unul, zice, care îl cheamă Mica. Și Mica ăsta nu e Mica ăla care a scris Biblia. Mica este, o, Mica, prorocul de aici, de pe vremea lui Ahab, era un ucenic al lui Elisei. Și zice, mă, dar ăsta dă numai răspunsuri care, mă, nu știu, mă, ce să... Deci ăsta dă niște răspunsuri, nu mai era teormă. mă. Zice, deci, ăsta întotdeauna când spune ceva, nu, dar nu-mi place de el, da? Și fiți atenți, vine, zice, trebuie să vină și mica. Când vin toți ceilalți proroci, când prorocesc, îi spune Ahab, du-te la luptă, Dumnezeu va fi cu tine și nu știu ce, și îl min pe Ahab, ei când vorbesc de Dumnezeu folosesc cuvântul Adonai. Și Adonai înseamnă stăpân. Când vine Mica și vorbește despre Dumnezeu, folosește cuvântul Jehova. Și Jehova înseamnă Domnul Legământului și înseamnă Sfântul lui Israel. Și când vine omul ăsta și ceilalți prorocesc uh, într-un fel și el prorocește, prorocește, la fel ca ei, dintr-o dată se enervează ăsta și spune, ce e cu tine, Mica? Tu nu prorocești bine, dar tu faci mișto de mine, ești ironic. Vine și în versetul 22 cu 16 spune, jură, jură că nu o să spui decât cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că numai asta trebuie să spunem un în nu numai cuvântul lui Dumnezeu, nu îndrăzneală sau ce ne trece nouă prin cap. Și Mica vine și îi spune, zice, da, tu chiar vrei să auzi cuvântul lui Iahve? Tu vrei să auzi cuvântul lui Dumnezeu? Dar ești pregătit să auzi cuvântul lui Dumnezeu? Sau tu ești pregătit să auzi numai ceea ce îți place? Pentru că vine și spune, uite, am văzut așa și așa, așa, am văzut un turmă care era fără păstor, am văzut aici, a, zice că nu era stăpân, nu, că, pentru că Ahab era stăpânul, Ahab era păstorul, da? Și îi zice la un moment dat, zice, minți, n-ai cum să spui lucrul ăsta. Și apropo, apropo, ce am vrea noi ca să ce auzim noi din partea predicatorului la prorocilor? Să auzim ceea ce ne place sau ceea ce ne trebuie? Ce am vrea ca să auzim? Și ăsta zice: "Nu, nu-mi place." Și Mica vine și îi spune: "Da, da zice." Zice: "Da, așa vrei să spun: "Mă, un duh de minciună ți-a spus toate lucrurile acestea." Păi zici, cum adică să fie un duc de minciună în, gura prorocilor tăi? Și a zis, da, este un duc de minciună în gura prorocilor tăi, pentru că ție ți place minciuna, mă. Și pentru că îți place minciuna, ești mințit. E foarte simplu, m-ați înțeles acum. Pentru că tu vrei să auzi ceea ce ți place și aia o să auzi. Și a zis, pentru că îți place să fii dus cu zăhărelul, îți place să fii gâdila la urechi, dar Domnul vine mica și spune, a hotărât ceva în locul tău și a hotărât un lucru groaznic împotriva, aha, pierii. Și știți ce face la un moment dat? Aude prorocia, o prorocia pe care o dă Domnul. Știți ce face ăsta? Pune virgulă și trece mai departe. Dar zice, hei, strigă la duin și ia luat-l pe ăsta și băgați-l un pic pe la pușcărie. Băgați-l un pic pe la răcoare să mai vorbească el nu știu ce lucruri. Și acum știți ce m-am gândit aici că e interesant? Dacă Iosafat este cel care a pus virgulă când Dumnezeu a pus punct, Ahab a făcut și mai grav, dar și Iosafat. Am mers mai departe când Dumnezeu a pus a stop. Pentru că ceea ce vreau în seara asta să învățăm cu toți este sub semnul lui nu. Unu, nu pune virgulă dacă Dumnezeu a pus punct. Al doilea punct pe care îl învățăm în seara aceasta nu face niciun pas mai departe când Dumnezeu a pus stop. Amin? Nu trecem mai departe dacă a pus stop. Și Domnul vine și îi spune: Ahab, stop, eu stop, nu vă duceți la război, nu mergeți la luptă pentru că o să pieriți și voi, și poporul. Și știți ce fac ei? Ei sfidează toate, toate învățăturile acestea, toate regulile acestea. Și oameni buni, nu e vorba despre ei, e vorba despre noi. Nu trebuie ca să ne băgăm în nicio treabă care nu este alegerea lui Hristos. Noi trebuie întâi să-l întrebăm pe Domnul care este voia Lui. Nu alegerile noastre neapărat, pentru că vedeți dumneavoastră dacă analizăm poate din punct de vedere material, sună bine să facem niște alegeri, dar din punct de vedere spiritual ne ajută. Poate că oportunitatea este bună, dar vedeți, trebuie să ne întrebăm, vrea Dumnezeu lucrul acesta de la noi? Pentru că de multe ori noi spunem, Doamne, avem un plan și îl ratăm și după ce îl ratăm, știți ce facem? Suntem ca în desene animate, trăgea unul la țintă cu arcul și trăgea numai pe lângă ea. Dar îi cădea săgeata jos de parte de țintă și după aceea lua luat ținta și o punea sub săgeată. Și noi de multe ori știți ce facem? ratăm pentru că nu mergem pe calea pe care o dă Dumnezeu și când ratăm și ce spunem? Asta a fost voia Domnului. Am auzit despre un copil că a murit un copil mic, da? din cauza neglijenței cuiva. Și a spus cineva, zice, asta a fost voia Domnului, du-te de aceea. Pentru că asta facem noi, m-ați înțeles? Asta facem noi, că la un moment dat, pentru că greșim în viață, noi spunem, nu, nu vrem să dăm vina pe Dumnezeu, ci trebuie să ne cercetăm pe noi. Și apoi, Apoi uitați-vă uh, la chestiile astea, sunt oportunități în viață, dar Dumnezeu spune, Stom, nu trebuie să mergi mai departe. În urmă cu patru ani, după ce au fost alegerile, a venit cineva și a spus, Nicu, vrem să te punem inspector școlar la județul Prahova. Și am spus, nu vreau. Mă, cum nu vrei să fii? Avem nevoie de oameni ca tine. Nu, nu vreau. Că dacă mă pui inspector acolo, mă duc acolo, trebuie să stau acolo. Eu am terminat cu predicarea și nu cred că Dumnezeu m-a chemat să fiu inspector. Și nu cred că Dumnezeu m-a chemat să învârt nu știu ce chestii prin altă parte. Eu, eu, eu spun, eu știu la ce m-a chemat Dumnezeu. Da? Nici n-a mai trebuit ca să mă rog. Sau sunt situații când ne rugăm și Dumnezeu, rugați-vă și ne vorbește. Ne îmi place enorm, enorm aici de Moise, că la un moment dat Dumnezeu spune, mă Moise, poporul ăsta e așa de răzvătit, mă, așa mă supărați, mă, dar zice, știu ce o să fac. Nu o să mai merg cu voi. Vă duceți voi singuri în Canaan. Păi dacă eu v-am spus punct și voi ați spus virgulă, dacă eu v-am fost stop și voi faceți nu știu ce, dacă eu am spus ceva și voi n-ați spus, duceți-vă singuri! Pentru că Dumnezeu spune la un moment dat, îi las în mintea lor să facă ce vor ei. Și a zis, vă duceți singuri și știți ce îmi place la Moise, numai că nu și-a rupt hainele de pe el. Și a spus, Doamne, noi nu plecăm mai departe dacă Tu spui stop, dacă Tu nu mergi cu noi, noi nu facem un pas mai departe. Noi nu avem nevoie de ne trimiți, Doamne, nici măcar îngerii. Nu avem nevoie de îngeri, noi avem nevoie de Tine. Noi nu avem nevoie de nu știu ce păstori, de nu știu ce doctrine, de nu știu ce biserici. Doamne, dacă Tu ai spus stop, noi nu mergem mai departe decât cu Tine când Tu zici să pornim. Spune că erau toți cu cortul și mergeau și Dumnezeu spunea, stop, opriți-vă aici. Toți tăbărau, făceau cortul, Domnul Dumnezeu, ridicați-vă, plăcați mai departe. Dă-te că se găseau unii să spună, noi nu vrem să ne oprim aici, Moise. Mă oprești pe mine să stau în râp asta aici, nu-mi place, vreau să stau pe loc neted. Exista cineva, a spus, nu, la cuvântul lui Dumnezeu se ridicau și plecau toți. La cuvântul lui Dumnezeu, când Dumnezeu a spus, stop, nu te băga în anumite lucruri, nu face anumite chestii, nu intra într-un anumit război, fi chipzuit. Moise a știut, a știut că dacă un singur om îl are pe Dumnezeu în spate, persoana aia din spate face majoritate și poate să câștige. Și noi, noi vrem să mergem mai departe cu Dumnezeu. Oameni buni, nu treceți mai departe când Dumnezeu a spus, stop. Aș putea până mâine și eu și să las pe Dani să continue, sau pe frate Vladimir, să vă spunem atâtea lucruri care am început, sunt stop în viață și noi vrem să știți ce zicem, mergem mai departe. Mă, a spus Dumnezeu în Biblie că urăște despărțirea. ce mai, mai, mai negociază unii? M-a sunat unii, știi, Dani, la emisiune m-a nebunit unii, vrea să negocieze cu mine. M-am vorbit două ore despre divorț și tot vrea, nu știu ce să zic. Păi dacă așa a spus Dumnezeu, dacă vrei, este problema ta, dar suporți consecințele. Eu asta știu. M-a rugat cineva, un prieten de-al meu, care e la treia căsătorie, a zis, te rog frumos, eu vreau să-ți pui mâinile peste noi, să te rogi. Păi n-am știut nici ce să-i spui, prieten, meu, nu puteam să-i spun în față, nu fac chestia. Am zis, a spus, stop, ce-i vrea să mă rog? Să intru în iad și eu și tu. Oamenii nu le înțeleg de multe ori. De multe ori noi facem anumite compromisuri de... de hai să nu zic al dumneavoastră, ca să creadă cineva că de aici. De dragul celor din jurul nostru. De, dar n-am vrea ca să ne ducem. Vin fete pe aici să roagă, vin cu niște decolteuri când el anuntă. Doamne, de să stau cu o mână la oi când îmi pun mâinile peste fete, mirese. Pe ce vreau să văd, nu știu ce, văi de munții apuseni sau ce chestii trebuie să vezi acolo. Și știți de ce? Dumnezeu a spus stop. Și noi zis, bă, na, mergem mai departe. Pentru că mergem mai departe, eh? Fiți atenți ce se întâmplă aici, că ăștia au mers mai departe. Da? Aie, trebuie să-L căutăm pe Dumnezeu. E suficient că la un moment dat Gabaon vine, în minte pe Israel și Israel în loc să pună pe genul, Doamne, ce facem cu ăștia? Le dăm franzela sau nu? Nu! Ei n-au avut nicio treabă. Și Gabaon a fost ca un ghim pe încoastă toată viața în Israel. A spus Domnul, pentru că nu e nimicit când trebuie, acum nu vă mai las eu. Pentru că voi ați adus mai departe limita. Mă, hai că am trecut și asta. Că, mă, da, zice, trebuie ca să aveți mare grijă. Și Iosafat vine și întreabă, zice, întreabă cuvântul Domnului. Și Mica vine și spune, toți au mințit, voi nu trebuie să vă duceți la război. Dar mă gândeam, mă, Iosafat, dar tu ești din biserică, mă. Păi cum adică, mă, tu ai, ai călcat pe urmele lui Aham? Adică Dumnezeu a spus stop și ai mers mai departe. Și mă discut cu cineva niște frași și zice: "Dar cum, adică, ce Dumnezeu minte? Cum adică a trimis Dumnezeu un duh de minciună? Că Scriptura spune că Dumnezeu e drept, că Dumnezeu e onest, că Dumnezeu e adevărul." Da? Dar hai să vă pun o întrebare. Dumneavoastră știți cine era Ahab? Cel mai mare nemernic și cel mai mare mincinos. Și pentru că era mincinos și nemernic, Dumnezeu a permis un duh de minciună, pentru că a permis un duh ca și cum era el. Dumnezeu a permis, da, dar nu că Dumnezeu este cel care face. Și acum cine umblă după minciuni, o să aibă parte de minciuni. Cine înșală, o să înșele. Dar cine nu are milă, nu va avea milă. Și spune în Matei 7 cu 2, cu ce judecate judecați, cu judecata aceea veți fi judecat. În Salmul 18 cu 26, cu cel curat te arăți curat și cu cel stricat te porți după stricăciunea lui. Da? Asta, asta a făcut Dumnezeu. Și pentru că spune, Ahab, tu asta ți-ai dorit, eu asta ți-am trimis. Există legea aceea a că ceea ce semeni, aia culegi. Și n-ai cum să semeni, să zicem, lucruri care sunt dincolo de ce vrea Dumnezeu și să culegi după aceea răsplata. Nu. De aia să ne ferească Dumnezeu să fim atenți. Și întrebarea este, este Dumnezeu rău? Dumnezeu nu e rău. Este Dumnezeu drept? Da, Dumnezeu este drept. Dar atunci, de ce Dumnezeu, de ce Dumnezeu se folosește de rău? Și fiți atenți ce chestie interesantă am găsit. Dumnezeu se folosește de rău ca să distrugă răul prin rău. Wow! Dumnezeu distruge răul prin rău, mă înțelegeți? Dumnezeu poate să-l distrugă prin bine, dar uneori Dumnezeu distruge răul prin rău. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu vrea să piară toți răii odată. Era Ahab rău și era și poporul rău și trebuia să piardă și Ahab și trebuia să piardă și din popor. Și atunci Dumnezeu spune, mă folosesc de, un, de situație rea ca să pierzi și tu Ahab și împreună cu toate națiile tale să vă distrug pe toți. Dar pe cine? Și pe tine și pe prorocii mincinoși. Că i-au zis să te duci la război și erau și aia pe acolo. Și a spus Dumnezeu, eu accept să vină Duhul ăla de minciună, să fiți duți în rătăcire toți, pentru că trebuie să scap de toți. Pentru că vă spun ceva, știți cum acționează Dumnezeu? Că ăștia care sunt pe la brigăzile astea, nu știu cum se numesc, cu, cu tot felul de stupefiante, ăștia când se duc cu grupul ăla de interes, îi păzește, îi păzește, De zice, v-am luat pe toți Așa face Dumnezeu, spune te las, ești rău, ești rău, ești rău, dar zice Dumnezeu, va veni o vreme când toți veți pieri, că zice, nu o să las un rău, când colțește rău. În 2 Tesalonice, în 2 cu 11, spune, din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. De ce? Pentru că oamenii refuză adevărul, da? Și pentru că minciuna este alegerea lor, Dumnezeu îi lasă să se aleagă o minciună, dar vor avea consecințe. Și apropo, cum vine Antecrist? O, oh, vine antecris și ne spune: O, vine acum cu tunuri, o vin acum cu vaccinul, nu, eu vin, nu! Antecris vine așa la diplomat frumos și spune: Nu, eu o să vă ajut. Vine așa cu frumusețe, vine antecris cu amăgire, vine cu minciuni, vine cu dulcegării vine cu soluții. Zice, stați să vă scort eu de, din încurcătura aceasta, da? Ăsta nu știu, parcă gestionează cum au fost ăștia în COVID. Și știți ce face după aceea? Distruge pe toți. 666. Vine și spune: Stai, uite, așa, vă ofer. Și, apropo, Apropo, o întrebare. Merita Hab pedepsa? Ce ziceți? Merita pedepsa? Pe păi el singur și-a căutat pedepsa aceea. Și știți de ce merita? Pentru că a trecut de atâtea ori peste ceea ce a spus Dumnezeu. Și așa că în seara aceasta am învățat așa. Primul lucru, nu pune virgulă când Dumnezeu a pus punct. Al doilea, nu fă niciun pas mai departe când Dumnezeu a spus stop. Că fiți atenți la Cain. Vine Domnul și îi spune lui Cain, știu ce e în inima ta, știu că te pândește păcatul la, 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 să faci o prostie. Eu știu că în inima ta să zămislit păcatul. Zice, bate la ușa inimii tale. Dar ai grijă, zice, tu poți să te împotrivești. Tu poți să stăpânești păcatul. Și Cain ce-a făcut? L-a omorât pe Abel. M-ați L-a omorât pe Abel Cain. Pentru că chiar dacă l-a pândit păcatul, chiar dacă Dumnezeu l-a, să zicem, el a fost după aceea, l-a stăpânit păcatul. Și consecința, știți care a fost consecința? Geneza 4 cu Și Cain a ieșit de la fața Domnului. Domnul să ne ajute să fim tot timpul cu fața spre El și El spre noi. Și al treilea punct pe care vrem să-L învățăm în seara asta, nu pune niciodată la îndoială cuvintele Lui Dumnezeu. Pentru că vedeți dumneavoastră, asta, asta știți cum a sunat aici, să nu, sau cum sună, nu ne socoti cuvântul Domnului, nu ne socoti Scriptura. Dumnezeu, nu pune la îndoială asta. Vinerea, acum a venit un domn la noi la biserică, la centrală, nu știu ce a făcut pe acolo, și soția lui, foarte curioasă, domnul pastor, nu știu ce, i-am dat o carte acolo, și el a spus, zice, Biblia, oa, nu, că Biblia, că a fost făcută de nu știu care. Și am avut niște discuții cu el, care nu că punea la îndoială că Dumnezeu există, dar punea la îndoială Biblia. Și am spus, domnul Goran. Păi nu trebuie să punem la îndoială Biblia, pentru că Biblia este cuvântul infailibilor lui Dumnezeu. Biblia este dreptarul învățăturilor sănătoase. Noi nu putem să punem la îndoială, noi, noi nu putem să punem la îndoială ceea ce spune Dumnezeu în Biblie. El spunea, zice, da, zice, cred și eu că există ea, dar el fuma în ușa bisericii. Zice, poți să fumezi în ușa bisericii, când nu avea răbdare până mergeau în aparat să, să nu fumeze, știți? Adică, vedeți că este astea, astea se întâmplă la oameni. Oamenii care cred, care pun la îndoială cuvântul Domnului, care cred că pot să negociază cu Dumnezeu, da și uh, i-am spus zic că uh, să știți un lucru Dumnezeu întotdeauna ceea ce spune face. Asta i-am zis. Dumnezeu dacă a spus că vom fi mântuiți, vom fi mântuiți. Dumnezeu dacă a spus că a luat păcatele asupra lui, l-a luat. Dumnezeu dacă a spus că zice în rănile lui suntem tămăduiți și vindecați, suntem vindecați. Dumnezeu dacă a spus vei fi cap și nu coadă, vei fi cap și nu coadă. Eu pentru fetele mele m-am rugat în continuu să fie cap și nu coadă, să fie cap și nu coadă, să fie cele din întâi și nu cele de pe urmă. Și așa a făcut Dumnezeu. Pentru că am crezut chestia asta, că Dumnezeu ce spune, face. Dumnezeu spune, o să trec cu tine prin valea umbrei morții și să ține de cuvânt. Dumnezeu, dar Dumnezeu când spune, nu trece mai departe, Dumnezeu să ține de cuvânt. Că dacă Dumnezeu spune, vei trece mai departe, vei face nu știu ce lucru, se va ține de cuvânt. Dumnezeu a venit și i-a spus lui Faraon, am să scot poporul de aici. Faraon s-a împiedicat, s-a împiedicat, s-a împietrit, l-a împiedicat pe popor ca să iasă. Dar Dumnezeu așa a făcut. Dumnezeu vine prin prorocul Elisei la poarta Samariei și spune, mâine pe vremea aceasta veți avea aici pâine, tiruri de pâine vor fi. Și a venit unul și a spus oh, nu este adevărat. A zis, ba da, dar tu nu o să mănânci. Și așa a fost. Dumnezeu a trimis pâine și cel care era acolo portar n-a mâncat. Pentru că, vedeți, dumneavoastră a venit Iair și alergă la Domnul și îi spune, vinu să-mi vindeci fata. Și a spus, stai da, Iair, ai puțină răbdare. Și fata între timp i-a murit. Dar Dumnezeu îi promisese nu numai că o vindecă, îi promisese inclusiv că o înviază. El n-a crezut, n -a crezut chestia asta. Ce promite Dumnezeu face? I-a spus lui Ilie, te duci la Sarepta și când te duci acolo la Sarepta, o să vezi o femeie văduvă, da? Tu să vorbești cu ea, ea va asculta ce vei spune tu, să duce și Spune femeia aceea, îi zice: Vreau tot să-mi dai tot ceea ce ai și Domnul să-ți poarte de grijă. Și ea a ascultat și Dumnezeu a făcut, da? Și când vine Mica și spune el acolo ce hotărâre are cu Dumnezeu cu privire la războiul acesta și la Ahab, era unul Ezechia și el i-a tras suna peste gură prorocului. Mă gândeam cum i-a tras aprodul la Domnului Iisus peste gură. Și el îi mai și întreabă, cine te-a lovit? Pe unde a ieșit Duhul acesta? Și Mica îi spune, o să vezi, dar tu o să fugi ca TGV-ul ăla, ca trenul la francez. Tu, tu zice, în ziua aceea, zice, să vezi ce o să pățești. Și apoi Mica n-a mers la relaxare, a la închisoare. A spus adevărul. Știți că e un proverb, spun adevărul și fugi, da? Dar eu vreau să vă spun, adevărul te poate duce și în închisoare. Dar mai bine cu Dumnezeu în închisoare decât să ajungi cu minciuna în iad. ajute Domnul la asta. Și acum ajunge ajunge în lanțuri pentru că asta se întâmplă cu toți cei care sunt... Așa sunt tratat creștinii cu lanțuri. Că fratele Vumbrand a fost tratat cu lanțuri. Fratele Dorz a fost tratat cu lanțuri. Gafencu a fost tratat cu lanțuri. Benhofer, că ai spus acum și alții, împotriva lor. Și atâtea lucruri care le-a văzut. Și ninu, nu, vreau să vă spun... Oh, dacă aș ști câte șuturi am luat eu. Eu nu mai zic de... Nu vreau să spun absolut de nimeni. Câte șuturi de... A... Știi din ce cauză? Pentru că am încercat să spun oamenilor stop. Și i-a spus, nu, 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 e cum credem noi, nu cu tu. Și apropo, noi nu vrem să avem un urechi de cratiță când Dumnezeu ne vorbește. Da? Și Ahab, fiți atenți acum că ne apropiem de încheiere. Ahab merge țanțos la război. Dumnezeu îi spuse să nu te duce în război. Și el se duce în război, da? Dar face o strategie, o șmecherie acolo și schimbă hainele. Și vine lui Iosafat și spune, mă, mă, tu mergi la război cu ce? Cu hainele mele, dar eu merg cu alte haine. Și împăratul Siriei spusese, zice, să puneți mâna pe, pe cine? Numai pe împărat, da? Și Ahab știți ce credea? Ahab credea că dacă se duce la război și se deghidează și nu e în hainele de împărat, o să moară toți soldații, dar el o să scape. Asta crede el. O să moară alții, dar el o să scape. Și se duce și Iosafat îmbrăcat cu hainele acelea și la un moment dat vine ăștia și împăratul le-a spus să prindeți împăratul lui Israel. Să-l prindeți pe Ahab. Și Iosafat care era deghizat în haine, pocăit cu haine de drac, să ne ferească Dumnezeu. Toți se duc ca să-l prindă, să-l ăsta când țipă odată. Pentru că Dumnezeu totuși a fost de partea lui. Că vreau să vă spun, în câte prostii ne băgăm noi și Dumnezeu ne scoate de acolo. Își bagă mâinile în foc după noi și du a scăpat, a scăpat acolo Iosafat. Spune că a, el în momentul în care a țipat, Dumnezeu l-a auzit, da? Chiar dacă a fost băgat în planul ăsta meschin de, de Ahab. Pentru că așa fac foarte mult. Să, să știți, un necredincios, un nepocăit, să o spun pe românește, este prieten cu noi, dacă e vorba de interesul lui, imediat ne aruncă primii. Ca, pe, ca, ca, în baloanele de aici, Dani, când arunci lestul ăla ca să se ridice în acela, da? Și o să fac, după ce a țipat și a fost ajutat acolo, da? A scăpat, dar cred că s-a speriat foarte tare, o și cred că nu cred, sigur s-a și pocăit în momentul ăla. Dar Ahab, Aha, mergea la întâmplare pe acolo. Și un soldat ăsta sirian, de parcă zice că e, nu știu ce soldat pocăit din 1944, care trage în copaci, că zice, nu vreau să tragă nimeni, a tras o săgeată așa la Nu Nu știu fi vrut la facă. A întins arcul și a dus aiurea. De fapt, nu a nimerit Și se duce săgeata, știți unde? Exact la platoșă, că Ahab a avut platoșa aia pe dedesubt, avea el haine pe deasupra dar pe dedesubt era cu platuș și exact aici la încheietura platușii îi vine săgeata și îl lovește direct în inimă acum vreau să vă pun o întrebare oare a fost întâmplare că a tras soldatul acolo? oare întâmplarea? știți ce a fost? a fost hotărârea lui Dumnezeu că trebuia să pierd acolo și acum de... O, nu întâmplător l-a lovit în punctul ăla în îmbrage, Chiar dacă era deghizat și cu armulă, da. Nu-i întâmplător Pentru că Dumnezeu a fost cel care s-a Folosit de săgeata Aceasta a asirianului Și ce e cel mai interesant Că Ahab este lovit Este plin de sânge, simte că moare Spune scoate-mă din luptă Dă-mă undeva la o parte că sunt rănit Și rămâne, rămâne drept Și stă drept în picioare, știți de ce? Pentru că el, deși era rănit de moarte Încă visa că o să mai câștige războiul, deși Dumnezeu îi spusese că nu. Că de aia se întâmplă că unii ajung în pușcării și după aceea se eliberează și după aceea iară din nou și de aia atâtea lucruri se întâmplă. Deci oameni care sunt, să zicem, pe moarte, mă, păcătoși de aia cu cancer și spune morci, și el tot fumează. Faci și el tot continuă mai departe. Și stă drept, zice, nu, că zice că tot mai visa. Și, și el zice, trebuie ca să stau drept, zice, să mă vadă ceilalți. Adică eu sunt mor spiritual, dar să stau drept în biserică, să mă vadă oamenii că sunt drept. Sunt pe acasă, mă por, nu știu cum, dar nu, să stau drept. -i -i să -i -i mă de toți că eu stau drept, dar până înăuntru mi se scurge toate sângele. Și când se scurge sângele, se scurge viața. Să, stau... Asta, asta, vine și spune diavolul. Diavolul spune, stai drept, stai drept, tu te vă toți drept. Nu, nu vede nimeni ce e în inima ta și ce e în interior. Și ce ironie. A Asta drept, deși era mort. Da? Asta drept și s-a scos sângele din el și la un moment dat a murit. După ce s-a scors tot sângele ăsta, spune că a murit și a fost dus undeva într-un iaz și în acela a fost spălat carul lui de luptă și în iazul au venit și s-au spălat prostituatele și în iazul au venit câinii și au băut de acolo și au lins și carul și spune că s-a împlinit ceea ce Dumnezeu a spus, că Dumnezeu i-a spus Sahab, tu să nu pui virgulă când pun eu punct. Că Dumnezeu a venit și a spus acolo, Iosafat, tu să nu faci un pas mai departe când eu am pus top. Și ai grijă, să nu ironizez faturile mele. Aș vrea în seara asta ca Domnul să ne ajute să înțelegem că spune Biblia cerul și pământul vor trece, dar nici o iotă din Scriptură. Iota înseamnă punct. Nici punct, nu neapărat un cuvânt. Haideți să ne ridicăm în picioare și aș vrea să fim cu toții sinceri cu noi. Ai pus vreodată în viața asta punct? Îl virgulă, iertați-mă unde Dumnezeu a pus punct? Ai făcut vreodată vreun pas mai departe unde Dumnezeu a spus, n-ai să mergi mai departe, gândește-te bine. Sau a fost vreo promisiune pe care a făcut-o Dumnezeu și ai spus, nu, 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 asta nu este adevărat. În seara asta de aia suntem aici, pentru că Dumnezeu vrea să ne repare sufletele și să fie curat. Și o să ne rugăm în seara aceasta și o să rog pe Dani ca să facă rugăciunea asta de sfârșit, pentru că sunt și puțin cam obosit. Dar aș vrea să ne mai gândim la un lucru și cu asta am încheiat. Să a terminat războiul, a murit Ahab, Iosafat s-a dus acasă. În locul lui, lui, Ahab vine un alt împărat, fiul lui. Și într din zile Iosafat își face o corabie să se ducă după aur cu corăbiile pe mare. Și nu s-a mai dus. Și fiul lui Ahab îl sună, îl sună și îi spune, măi Iosafat, n-ai dori să merg cu tine cu mare cu corăbiile? A spus, nu, nu, nu. M-am fript odată, suflu și în Am greșit odată, pentru că știți ce se întâmplă? Oamenii înțelepți învață și din greșelile altora. Oamenii neînțelept nu învață nici din de lui. Dacă am greșit, dacă am făcut vreodată vreun pas mai departe, dacă am pus vreodată virgulă unde Domnul a pus punct, haideți în seara asta să fim sinceri cu El, să ne ajute Domnul să trăim frumos. Să trăiți frumos pentru că știți care e problema? Am mai spus-o și la alții și vă spun și dumneavoastră. Dacă eu pun virgule în loc de punct, dacă eu trăiesc, să zicem, o viață de asta la Andala, nu-i problema că eu mă fac de râs, nu-i problema că dumneavoastră auziți și spuneți, bă, cu geantă la care predica, s-a făcut de râs. Fac de râs împărăția lui Dumnezeu. Și oamenii știți ce spun? Așa e Dumnezeu. Dar nu. Dumnezeu nu e cum credem noi. Dumnezeu este cum vrea să fie El. Este sfânt, este sfânt, este sfânt, este drept, este adevărat, este real, există, este bun, iartă și Dumnezeu este mântuitorul nostru. În seara aceasta vrem în rugăciunea aceasta cu toată biserica și am spus că la pe fratele Dani să încheie, ne rugăm, Doamne, ajută-ne să nu mai punem virgule unde sunt puncte. Și să nu facem niciodată niciun pas, nici măcar înspre cer, dacă Dumnezeu nu îl cere, faceți întotdeauna pași alături de Dumnezeu. Amin. Domnul să vă binecuvânteze, să faceți pași până în cer împreună cu mine și împreună eu cu dumneavoastră. Amin!